Bună seara, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la un nou pașaport cultural aici la Alba Carolina TV. În această după-amiază ne-am propus să vă prezentăm, prin intermediul dialogului nostru, una dintre cele mai emblematice clădiri ale orașului Alba. Este vorba despre Palatul Guvernatorului Provinciei Romane Dacia. Această clădire a fost îndelung cercetată, studiată, de către un reputat istoric, arheolog de la Cluj-Napoca, arheolog expert în cadrul Muzeului Național de Istoria Transilvaniei, și anume doamna Viorica Rusu Bolindeț, căreia am plăcerea de a-i ura bun sosit alături de noi prin intermediul unei platforme electronice de comunicare. Bună seara! Mulțumesc foarte mult pentru invitație! Este o bucurie ca să fiu ascultată cu ceea ce mă ocup, dat fiind că este vorba despre Alba Iulia și despre un loc în care fac cercetări de 32 de ani. Acest obiectiv important, Palatul Guvernatorului Daciei Romane de la Apollon. Vă mulțumim și noi că ați revenit alături de Alba Carolina TV și alături de telespectatorii noștri pentru a vorbi despre această clădire emblematică pentru istoria provinciei Romane Dacia, dar și pentru istoria orașului Alba Iulia. Cred că ar fi bine să precizăm încă din capul locului faptul că prezența dumneavoastră la postul nostru nu este inedită. De fiecare dată când ați poposit la Alba pentru săpătura sistematică de la Palatul Guvernatorului, ați poposit și în studiourile Alba Carolina TV sau ați discutat alături de colegii noștri despre stadiul săpăturilor derulate la Palatul Guvernatorului. Pentru început, înainte de a vorbi despre clădirea în sine, aș vrea să vă rog să ne prezentați așa, pe scurt, o mică istorie a provinciei Romane Dacia. Acum, sigur că o să leg această mică introducere în istoria Daciei Romane de, efectiv, de acest obiectiv, care este mai mult decât o clădire, este de fapt un complex, reprezintă sediul administrației provinciale din Dacia, este ceea ce constituia în fiecare dintre provinciile care intrau în structura Imperiului Roman după cucerire, exact locul de unde se administrau toate lucrurile care erau legate de provincie, respectiv de la treburile militare, politice, economice, totul era concentrat în jurul guvernatorului, care era locțitorul împăratului în fiecare dintre provinciile care au fost cucerite de Imperiul Roman și care în felul acesta le reprezenta și avea datoria ca să rezolve toate problemele cu care se confrunta provincia respectivă. Revenind la ceea ce m-ați rugat, istoria Daciei Romane, din păcate, este una scurtă, de numai 165 de ani. Știm că Dacia a fost cucerită în urma celor două războaie daco-romane, două războaie sângeroase, care, dat fiind faptul că romanii nu au reușit să cucerească dintr-o singură acțiune militară, Dacia vorbește foarte mult despre puterea pe care o avea regatul dac la momentul respectiv, la începutul secolului al II-lea, și de pericolul pe care ei îl reprezentau, de a fost nevoie ca Traian să nu-i mai țină numai cu statut de federat, să spunem, cu statut de colaborator, să zicem într-un fel, ci să treacă la acțiune și să cucerească acest teritoriu, care, fiind la nord de Dunăre și înconjurat de populații care nu erau integrate, populații barbare, nu era un loc ușor de apărat ulterior. Prin urmare, cele două războaie daco-romane, 101, 102, 105, 106, au dus la cucerirea provinciei. Provincia Dacia
a avut o capitală care a fost Ulpia Traiana. Sarmizegetuza este primul oraș, prima așezare întemeiată și care a avut de la început rangul de colonia, deci ea nu a mai trecut prin etapele firește, evoluția firească a unei așezări, de la vicus, de la o așezare din asta, să spunem, mică, de coloniști, la cea de municipiu și apoi de colonia, rangul suprem, ci de la început a fost o colonia de ducta, un oraș cu cel mai înalt rang și capitala provinciei. S-a numit după numele împăratului Traian, Ulpia Traiana Sarmizegetusa. După care, în vremea, deci în timpul împăratului Traian, această provincie, care cuprindea și teritorii din Muntenia, a fost o singură provincie organizată sub conducerea unui guvernator, care și avea sediul la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, așa cum menționam. Legiunea a 13-a Gemina a fost adusă la Apulum ca să aibă deci o unitate militară de elită pe lângă trupele auxiliare care erau constituite din trupe de cavalerie și de pedestrași, au fost în diferite puncte strategice ale provinciei. Ca după aceea, în timpul împăratului Hadrian, când sunt mișcări atât ale populației, probabil ale populației supuse, cât și ale barbarilor din afara granițelor noi întemeiatei provincii, Dacia, această situație a provinciei a fost într-un moment de cumpănă, pentru că atacurile au fost destul de violente. Hadrian chiar s-a gândit să părăsească Dacia. Nu a părăsit-o pentru că a fost sfătuit de staful lui că ar fi un pericol mult prea mare și de asemenea cei care au ajunseseră deja în provincie ar fi fost puși în pericol, ar fi avut o situație foarte dificilă. Prin urmare, el abandonează numai Muntenia și stabilește linia Oltului ca fiind o graniță naturală, să spunem, dinspre partea aceasta de sud-est. Respectiv, procedează la o împărțire tripartită a provinciei Dacia, Dacia Polorisensis, Dacia Superior și Dacia Inferior, care să asigure o mai bună administrare și apărare a provinciei. Această organizare va ține până în timpul lui Marcus Aurelius, împăratului filozof Marcus Aurelius, care se confruntă cu o situație iarăși de pericol foarte mare. Deci observăm că istoria Daciei evident este legată de istoria Imperiului și de acțiunile politico-militare ale populațiilor din jur sau ale foste populații dacice supuse, deci în timpul lui Marcus Aurelius, din cauza atacurilor triburilor germanice, Ecvazii și Marcomanii, Imperiul are un șoc foarte mare, militar și de mișcarea populațiilor și așa mai departe. Și în această situație, procedează la reunificarea sub conducerea unui singur guvernator a provinciei Dacia, care acum are un rang mai înalt, trebuia să fi fost un fost consul la Roma și căruia i s-au încredințat două unități de elite romane, două legiuni. În afară de legiunea 13-a Gemina care a rămas la Apulum, este adusă din Dobrogea, din Mesia Inferior, de la Trösmis, este adusă legiunea 5-a Macedonica care se stabilește la Potaisa, iar sediul guvernatorului se va muta de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, unde bănuim că s-ar afla, o să revenim asupra acestui subiect, definitiv la Apulum, pentru că la Apulum era mult mai bine protejat, iar guvernatorul provinciei era în același timp și comandantul suprem al armatei, prin urmare era mult mai ușor să gestioneze toate problemele, în primul rând militare, dar și de alt gen, de la Apulum, care devine astfel capitala de fapt, o să zicem, a provinciei Dacia și deci este cel mai important oraș al Daciei Romane.
Ulpia Traiana Sarmizegetuza rămâne un fel de capitală spirituală, să spunem. Acolo și are sediul procuratorul financiar al Dacia Pulensis, cel care strângea taxele, impozitele, răspundea de finanțe, dar guvernarea, deci capitala politică este acum stabilită și militară este la Apulu. Și deci, din acest moment, noi vom vorbi despre acest sediu al guvernatorului care a fost construit în zona în care de 32 de ani fac săpături arheologice, deci este unul dintre punctele în care a existat acest extraordinar complex administrativ al provinciei Dacia pe teritoriul anticului Apulu. După care, situația, sigur, Daciei mai are o perioadă de prosperitate. Deci, după Marcus Aurelius, Caracala, urmașul lui, mai ține o vreme situația sub control, dar Imperiul intră, de fapt, în criză după asasinarea lui Caracala. Se încep luptele pentru tron. Diferiții pretendenți sunt sprijiniți de diferitele armate, legiuni de diferitele armate aflate în diferitele provincii ale Imperiului, deci este un fel de vid de autoritate. Până la urmă câștigă Septimius Severus și deoarece a fost sprijinit de legiunile din provinciile dunărene, el va recompensa la rândul lui pe cei care l-au sprijinit și atunci pentru încă vreo 30 de ani, să spunem, provincia Dacia dispune de o perioadă bună de dezvoltare, prosperitate, pentru că, într-adevăr, lucrurile merg bine, e o perioadă în care nu se resimt atât de tare toate elementele care anunță criza fundamentală a Imperiului Roman, atât la nivel militar, prin îndesirea atacurilor popoarelor migratoare, cât și prin, din punct de vedere economic, a începe să sufere foarte mult. Și atunci, până la, după aceea, după 235, deci după dinastia severică, succesiunea la tron a împăraților este destul de rapidă, de nu stau foarte mult ca să asigure, să spunem, o politică din aceasta coerentă a Imperiului și încetul cu încetul, din cauza situației, în primul rând, militare, dar și economice, economia decade foarte mult, trupele nu mai pot să fie plătite ca înainte, este o situație barbari și întețesc atacurile, în primul rând, populațiile germanice, dar și alții și atunci Împăratul Aurelian ia decizia de a părăsi provincia. Datele sunt între 271-275, oricum nu contează, deci în ultimul sfert al secolului al III-lea administrația și armata se retrage în sudul Dunării, iar Dacia, fosta provincie Dacia, rămâne în calea migratorilor, ca să spunem așa, și rămâne locuit, evident, de populația daco-romană, dar fără o organizare statală, așa cum a fost până la plecarea romanilor. Înainte de a vorbi despre Palatul Guvernatorului, aș vrea să vă mai întreb un aspect. Ați amintit aici faptul că statutul de guvernator al provinciei Dacia implica un anumit background militar și politic. Da. Din sursele documentare existente, putem reface o listă a guvernatorilor provinciei romane Dacia? Sigur, desigur. Avem date concrete cu da, avem, succesiunea sigur, cronologică a acestora? Da, pentru că activitatea acestor guvernatori poate fi urmărită prin foarte multe monumente epigrafice. Acestea ne spun foarte mult. Ei sunt sigur consemnați și în izvoarele scrise, numai că noi avem puține legate de provincia Dacia, deci nu se referă în general în Imperiu. Sigur că dacă sunt anumite evenimente, atunci mai intră și provincia Dacia, să spunem, în atenția scriitorilor care au consemnat, antici care au consemnat acest lucru. Însă avem foarte multe monumente epigrafice,
care sunt descoperite pe tot teritoriul Daciei, în care avem consemnată activitatea acestor guvernatori sau inscripțiile care sunt puse de către comunitățile unde aceștia desfășoară activitatea sau de stafful pe care îl aveau, o să vorbim imediat și despre astea, care sunt puse în onoarea, da, deci guvernatorilor. Anumite lucrări edilitare care se fac și care sunt puse, bineînțeles, ca și în ziua de astăzi, sub patronajul guvernatorului, chiar dacă nu dădea el banii, da? Dar nu, evident că dacă se repara un templu sau dacă se făcea o clădire importantă, să spunem, administrației sau așa, atunci evident că era bine să fie sub patronajul celui care era la putere de la momentul respectiv. Ori guvernatorul era cel care era de cel mai înalt rang. Era bine să, nu, să se consemneze lucrul acesta. Și atunci, din aceste izvoare care, epigrafice care sunt fie onorifice, fie votive, ce sunt guvernatorii, ei trebuie să pună la rândul lor, fiind în funcție și fiind oficiali, pun inscripții în cinstea divinităților care fac parte din panteonul greco-roman, deci din zeitățile oficiale ale Imperiului, nu? Ale romanilor, prin urmare, și acestea sunt o sursă de informație importantă. Și atunci această listă, carierele acestor guvernatori, sunt menționate și sunt ușor de urmărit, inclusiv ei sunt menționați și atunci când eliberează, de exemplu, după 25 de ani de serviciu militar, pe militarii care au făcut parte din armata Daciei sau altor provincii, sunt consemnați din Dacia și din Mesia superior, inferior, deci sunt menționați astfel de guvernatori care știu că au fost și în Dacia. Ce este de precizat este faptul că nu este, să spunem, o listă continuă, pentru că acest lucru ține de hazardul descoperirilor, dacă vreți, și de felul în care s-au păstrat aceste monumente, nu? Deci sunt foarte multe care au fost distruse, reutilizate, care nu o să le mai găsim niciodată, sau poate că o să mai găsim altele, mai ales prin săpăturile arheologice. Foarte multe au fost reutilizate pentru construirea de alte clădiri, monumente de cult, bisericile, de exemplu, bisericile creștine au multe astfel de piese care au fost înglobate în structura lor, fie la vedere, fie pot să fie în fundații, pot să fie sparte și transformate în piatră de var și așa mai departe, nu? Deci sunt foarte multe situații, dar avem liste care ne atestă guvernatorii aceștia din motive de, cum să spun, imparțialitate, să zicem. Deci ca să combată corupția, politica Imperiului era că ei nu stăteau mai mult de 2 ani în funcție într-o provincie. Ca să nu aibă loc, deci nu 4 ani, cum facem noi acum cu alegerile, ci din 2 în 2 ani erau trimiși într-o altă provincie. Și înainte să ajungă să conducă o provincie, mai ales o provincie cum este Dacia, de rang consular, deci care să presupună să fie comandanți a două unități militare de elită, legiunile aveau 5.000 de oameni de militari de carieră, da? Deci soldați profesioniști care erau în armată, atunci trebuie să fie avut o experiență administrativă și militară, deci inclusiv să fie comandant de legiune, în așa fel încât să se itinereze în cât mai multe locuri din Imperiul Roman, în așa fel încât atunci când ajunge să fie guvernator, el să știe absolut de toate. Am înțeles. Pe lângă faptul că avea un staff, deci avea guvernatorul Daciei Romane de rangul lui, trebuia să aibă între 200 și 300 de ofițeri și subofițeri din cele două legiuni ale Daciei, care să îl ajute pentru toate problemele administrative, militare, de drept, de juridice. Erau foarte multe lucruri care trebuiau să fie judecate. Guvernatorul avea inclusiv aceste atribuții. Avea dreptul de ius gladii, deci el avea dreptul să judece și să pronunțe sentința capitală. Da?
Și atunci trebuia să fie un funcționar, să spunem, nu? Combinat cu un militar complet. Deci este fantastic cum guvernatorii aceștia, dacă le urmezi, dacă ai șansa să găsești un cursus honorum al lor complet pe o inscripție sau pe mai multe inscripții, să vezi în câte provincii ale Imperiului Roman s-au perindat. Din Dacia a ajuns în Siria, din Siria s-a dus în, să spunem, în Noricum, din Noricum s-a dus în Africa, de acolo a venit înapoi în Dacia, eventual, deși oricum este ceva absolut fabulos, pe care noi nu-l percepem, ca să ne dăm seama cât de completă și complexă era educația acestor înalți funcționari ai statului roman care își făceau datoria în provincii în momentul în care ajungeau la acest rang. Acum, trecând la discuția efectivă despre Palatul Guvernatorului, ați punctat faptul că mutarea capitalei provinciei romane Dacia de la Ulpia Traiana la Apulum a avut loc în contextul în care Imperiul Roman se confrunta cu triburile germanice în cadrul așa numitelor războaie marcomanice. Aș vrea să vă întreb dacă în momentul în care această mutare a avut loc, Palatul Guvernatorului a fost, construcția Palatului a fost finalizată sau atunci când vorbim despre Palatul Guvernatorului de la Apulum, vorbim despre mai multe faze de construcție ale acestuia? Da, da, așa este. Întrebarea este foarte bună. Acum, este posibil ca încă din timpul lui Hadrian, deoarece guvernatorul Daciei Superior, cum se numea atunci partea din Dacie care, unde Apulumul era capitala, acestea erau de fapt cele trei, Porolisensis, Superior și Inferior, erau un fel de districte administrativ-financiare prin care se puteau și apăra mai ușor, dar și colecta taxele mai ușor. Deci a fost o, cum să spun, o invenție, deci în timpul împăratului Hadrian, prin care administrația s-a încercat să fie și protecția militară și mai departe, să fie mai eficientă din cauza pericolelor despre care am vorbit. Este situația aceasta în care guvernatorul Daciei Superior, care nu era de rang consular, era de rang procuratorian, era și comandantul Legiunea 13-a de Gemina, scuze, trebuie să fi, în mod normal, el ar fi trebuit să stea, fiind și comandant al armatei, să fi stat la Apulum. Dar din săpăturile pe care le-am făcut din începând cu 1992 în acest complex, în această bucățică, pentru că Palatul Guvernatorului este așa cum, să spunem, ca să înțeleagă telespectatorii, cum ar fi Consiliul Județean, da? Sediul Consiliului Județean sau al primăriei, să spunem, da? Sau cum este al Parlamentului sau Guvernului României. Este un complex, nu e o clădire, nu? Deci ea cuprinde nu știu câte încăperi, nu știu, da? Deci are foarte multe componente. Și atunci nu am descoperit în această parte în care am săpat și nici în săpăturile precedente n-au fost găsite faze care să ne spună că încă din prima jumătate a secolului al doilea, deci de la Hadrian, acolo s-ar fi stabilit Palatul Guvernatorului, ci numai începând cu a doua jumătate a secolului al doilea, deci după această reformă administrativă a lui Marcus Aurelius. Este posibil ca în această fază, când încă guvernatorul se itinera, el putea să stea în egală măsură și la Ulpia Traiana Sarmisegetuza. Avem atestat acolo chiar un exercitator equites singulares, legionar, ofițer din Legiunea 13 a Gemina, care antrena garda călare a guvernatorului. Deci înseamnă că acolo, nu? Deci era, dar evident se putea itinera și la Apulum și putea să stea în casul Legiunea 13 a Gemina, pentru că era și comandant militar. Și atunci nu era incompatibil.
După aceea, însă, când în timpul lui Marcus Aureliu se face această schimbare între Ulpia și Apulum, atunci, într-adevăr, se construiește acest sediu. Nu l-a avut, are trei faze de existență acest sediu al guvernatorului în 100 de ani. Nu? Deci a fost de la 168-69 până la 275, să punem maximum cât a fost stăpânirea romană, deci nu are decât 100 de ani de existență, dar practic atunci când sediul într-adevăr s-a stabilit acolo, au construit și fazele acestea de construcție ne arată că într-adevăr a fost o activitate intensă și că s-a construit foarte mult. Din săpăturile pe care le-am făcut, cuplate cu cele care au fost făcute de înaintași, o să vorbim imediat despre ei. Arealul pe care l-am delimitat ca fiind parte din Palatul Guvernatorului, din ce știm la ora actuală, s-ar ridica la în jur de 6 hectare. Este cel mai întins sediu al administrației provinciale din Imperiu cunoscut. Deci, într-adevăr, a fost impresionant, ținând cont că are o perioadă scurtă de existență față de cel din Köln, de exemplu, care este fondat de la împăratul Claudius, deci de la începutul secolului I și care, sigur, a fost suprapus de locuirile ulterioare și așa mai departe, dar oricum nu are întinderea pe care o are acesta, nici cel de la Agvincum nu are, nici cel de la Carnuntum, prin urmare, din cele care sunt, cele câteva care mai sunt cunoscute în Imperiul Roman. Și atunci trebuie să fi fost o activitate, într-adevăr, constructivă extraordinară. Folosește, bineînțeles, forța militară, mâna de lucru militară, pentru că în majoritatea clădirilor care au fost găsite avem cărămizi, materiale de construcție, cărămizi, țigle, olane, pavimente și așa mai departe, care au fost ștampilate cu sigla Legiunea 13 a Gemina și cu cea a gărzii guvernatorului. Deci ei, această forță militară, așa cum vedem și în ziua de astăzi, era în egală măsură folosită și în timp de pace, îndeoseb, nu? Ca să ajute la această activitate de construcție. Și așa au și făcut. Și asta ne întărește faptul că, într-adevăr, s-a construit foarte mult, numai că trebuie să ne gândim că perioada în care un guvernator era, nu, în fruntea unei provincii era scurtă și atunci și programul acesta de construire a unor noi edificii sau de reparații și așa mai departe trebuie să fi fost într-o viteză extraordinară. De aceea, planul palatului este un pic eclectic, dacă e să vorbim așa, deci din astea nu este ca un stil din ăsta de palat, de vilă, în stil mediteranean cu care suntem obișnuiți, ci cred că este mult mai adaptată la necesitățile practice ale administrației, respectiv trebuiau să aibă o aripă reprezentativă care să fie cea în care guvernatorul de la primirea delegațiilor străine sau delegațiile din diferitele locuri ale provinciei, la reuniuni și așa mai departe, deci trebuia să fie și foarte frumos decorat și foarte impunător, trebuie să aibă o parte administrativă în care staful acesta de 200-300 de persoane care asigurau toate problemele administrative, arhivă, toate cererile care, informațiile care veneau de peste tot, tot ceea ce era nevoie deci, pentru administrarea provinciei, să poată să aibă birouri, da? Deci așa cum ne gândim în zilele noastre, respectiv trebuia să fie și o parte din acesta, ca să zicem, economică, în care se și pregătea de mâncare și așa mai departe, exista și o parte privată. Guvernatorul avea locuința privată a lui și a familiei lui, nu apropiaților care locuiau acolo, cu băi, cu camere, cu tot ce le trebuie, respectiv loc de cult, nu locuri sau loc de cult sau locuri de cult în care să fie, nu temple, sanctuare, locuri din acestea în care mici fana, în care să se aducă ofrande divinităților oficiale ale Imperiului, respectiv trebuia să existe și o garnizoană în care să stea trupa care îl păzea pe guvernator,
care era constituită din singulares, din soldați recrutați de guvernator, din tre trupele auxiliare, nu din legiuni, din legiune aveau pe cei care îi comandau, dar cei care erau aleși efectiv ca să reprezinte garda călare, deci ecvites, respectiv pedestrașii pedites din garda guvernatorului, de aceea se numeau singulares, erau desemnați din unitățile auxiliare, dar nu în grup, ci singuri, da? De aceea se cheamă singulares. Deci erau selectați probabil după calitățile de luptă, după faptul că aveau o anumită înălțime, arătau bine, da? Deci, da? Deci trebuie să fi fost o gardă reprezentativă cu care guvernatorul mergea peste tot, inclusiv în vizitele din interior există consemnări ale unor izvoare care pomenesc despre situații în care guvernatorii, din cauza nemulțumirii cetățenilor din Alexandria, de exemplu, a avut o ambuscadă prin care era cât pe ce să-și piardă viața și dacă n-ar fi avut garda, deci dacă n-ar fi avut singulares, dacă n-ar fi avut milite singulares lângă el, sigur ar fi fost mort. Prin urmare, era atât în timp de pace protejat, cât și în timp de război, când această gardă era nelipsită de lângă guvernator. Bineînțeles că favorizați erau călăreții, trupele de călăreți care, nu fiind deplasându-se mai ușor, puteau să-l protejeze mai ușor, dar în același timp pedestrașii puteau, în cazul în care bătălia era foarte serioasă și resursele erau, să spunem, epuizate, ei puteau să constituie unitate specială cu care guvernatorul să dea lovitura finală, deci în care să asigure cumva balanța unei bătălii. Da? Deci era apropo foarte de important garda lucru. Guvernatorului și de forța militară întrebuințată pentru construcția Palatului Guvernatorului, construcția Palatului este situată în ceea ce numim noi astăzi orașul de jos, în apropiere de liceul Sfântul Iosif, dacă nu mă înșel. Este corect este să spunem că... Și de liceul economic. Și de colegiul economic. Este corect să spunem că locația aceasta nu este una întâmplătoare, dată fiind apropierea ei, apropierea construcției de castrul Legiunea 13-a Gemina. Corect. Da, nu este deloc întâmplătoare. Acum, trebuie avut în vedere că în momentul în care palatul a fost construit, poziția dominantă reprezentată de promontorul acesta pe care a fost construită garnizoana castrul Legiunea 13 a Gemina era ocupat. Altfel, evident că ar fi trebuit, nu, să fie o zonă din asta mai cu o poziție strategică mai importantă. Dar se pare că avea o poziție strategică pentru că pentru a ajunge la castru, castrul e numai la 300 de metri de ceea ce cunoaștem noi din Palatul Guvernatorului, trebuia să treacă obligatoriu prin fața Palatului Guvernatorului, după cum se pare că în antichitate, în imediata vecinătate, exista un pod care era peste un afluent al Arieșului. Deci trebuie să fi fost ceva, deci o situație din asta în care controla ceva și de evident că trebuia să aibă în apropiere atât Legiunea 13-a Gemina și nu știm dacă această garda guvernatorului care sunt dezbateri legate de numărul ei, dar pentru un guvernator de rang consular cum era cel de la Apulum, trebuia să fie între 500, 750 sau 1000 de soldați. Deci pentru acestea, probabil că au construit o garnizoană la Carnuntum, de exemplu, sediul guvernatorului Panoniei Superior, prin prospecții din acestea magnetometrice, georadar și așa mai departe, a fost descoperit un astfel de complex, deci o garnizoană Casa Singularium, deci a gărzii guvernatorului, care era chiar peste drum de Palatul Guvernatorului. Deci este posibil ca într-una dintre zonele acestea pe care noi nu le-am cercetat din cauză că nu la Alba Iulia
Ruinele antice au fost acoperite de-a lungul timpului de locuirile succesive, dar poate că o să-l găsim altă dată, să găsim și locul în care este garnizoana. Deocamdată, din structurile pe care le cunoaștem, din camerele și tot ce am descoperit noi, nu pare să fie nimic care să semene cu o garnizoană militară, dar asta nu înseamnă că ei nu puteau să aibă în imediata vecinătate, unde nu am cercetat încă, poate șansele unor săpături preventive or să mai scoată la iveală așa ceva, sau există și această posibilitate în care ei să fi stat în castrul regiunii a 13-a Geminatat, fiindcă era atât de aproape de Palatul Guvernatorului, pentru că soldații legiunii nu stăteau toți în același timp, erau trimiși în foarte multe misiuni pe teritoriul Daciei. Și atunci, evident că nu se suprapuneau, nu era o suprapopulare, să spunem, a castrului legiunii, în așa fel încât să nu încape și trupele care îl păzeau pe guvernator. Dar, deocamdată, acesta este stadiul cercetărilor și cam atâta este ce știm. Nu am găsit încă această garnizoană, dar este posibil ori să fie într-un alt loc încă necercetat, ori să fi fost într-adevăr încartiruiți în castrul regiunii a 13-a Gemina, dată fiind apropierea de Palatul Guvernatorului. Din ceea ce am discutat, dar și din materialele pe care le-ați publicat până în momentul de față, am aflat faptul că primele cercetări arheologice derulate la șantierul Palatului Guvernatorului de la Apulum au fost începute sub coordonarea lui Adalbert Cerni, cel care este Da. părintele fondator al Muzeului de Istorie din Alba. V-aș ruga să ne povestiți, să ne spuneți cum a evoluat săpătura arheologică de la Palatul Guvernatorului, de la primele investigații până în momentul de față și ce vestigii, ce artefacte au fost scoase la lumină pe parcursul săpăturilor. Da, mă bucur că m-ai amintit de Adalbert Cerni. Ar trebui să-i facem un monument la Alba Iulia, în fața muzeului, dacă s-ar putea, sau chiar dacă se face, dacă într-adevăr sediul guvernatorului va fi partea aceasta, care, bucățica aceasta la care cercetăm de atâta timp și care ne-am dorit din tot sufletul să fie pusă în valoare, chiar aici unde este în imediata vecinătate, Cerni a săpat vis-a-vis de liceul economic. Acolo este grădina în care, începând cu 1888, a început săpăturile arheologice. Aceasta a avut 13.000 de metri pătrați. A săpat până în 1908, timp de 20 de ani, 17 campanii. A avut niște rezultate uimitoare, ținând cont că el era un arheolog amator, el era profesor de biologie. El a pus o pasiune și o meticulozitate și o acribie în tot ceea ce a făcut, care depășește mulți dintre arheologii care lucrează în ziua de astăzi. Prin urmare, a început acolo, atras de faptul că erau multe au fost multe ruine care fuseseră efectiv demantelate de muncitori și țărani care luau materialul de construcție. Au găsit zidurile, da? Deci au găsit clădirile romane. Acolo, în grădina aceea a unei văduve, doamna Reman, era și loc de exercițiu pentru trupele austriece din cetate, care au mai făcut tranșee, da? Deci efectiv era mult răscolit terenul respectiv și pentru că a văzut această acțiune în care efectiv erau scoase zidurile, pentru că materialul de construcție roman evident că era foarte bun, atât cel din piatra cât și cărămida, da? Atunci Cerni a obținut acordul, fiind sprijinit de către Asociația pentru Comitatului Alba Inferioară, fondat în 1887 pentru studiul istoriei și al științelor naturii. Deci este o activitate din aceasta a intelectualității, de asemenea foarte mulți
ofițeri din garnizoana austriacă, sunt notabilități ale orașului care sunt atrase de istorie, da? Deci de istorie, de arheologie. Și deci începe această activitate, aceste asociații care sprijină financiar această acțiune prin care Adalbert Cerni a început practic primele, să spunem, săpături sistematice de la Apulum. Deci el este pionierul și în această privință. Deci a făcut un lucru absolut fantastic, cercetând atât zona aceasta, vă dați seama, timp de 20 de ani, în care, cu toate că finanțare a avut exact cum avem și noi în ziua de astăzi, la început totul a pornit cu avânt, toată lumea a ajutat, voluntariat a fost inclusiv, donații și așa mai departe, pentru că pe măsură ce a trecut timpul, evident, interesul să fie tot mai mic, fondurile să fie tot mai puține. De aceea, Adalbert Cerni a făcut niște artificii extraordinare ca să poată să sape, să documenteze. Deci a documentat și a publicat rapoarte pentru ceea ce a făcut. A avut o corespondență extraordinară cu toți savanții de la vremea respectivă, începând cu Theodor Mommsen, cu Paci, cu Jung, cu Domaševski. Deci a avut o corespondență extraordinară cu cei care erau cei mai buni epigrafiști din lume la ora actuală, la momentul acela, prin care le-a dus la cunoștință ce a descoperit, a vrut să aibă confirmare că știe ceea ce face, că înțelege sau că nu știe și să îl ajute pentru astea. De asemenea, a călătorit foarte mult. Menționează la un moment dat că a fost în 46 de muzee din 34 de țări europene, pentru că a vrut să vadă de la Pompei la Aquincum, da? Deci tot în Imperiul Austro-Ungar, lângă Budapesta, situl fabulos de la Aquincum, ca să vadă cum, la Carnuntum, să vadă cum se sapă și dacă el știe și dacă nu greșește și dacă într-adevăr face ceva bine. Deci, din punctul acesta de vedere, este un model, este o personalitate covârșitoare, căruia ar trebui să-i acordăm mai multă importanță și chiar să reușim să-i facem un monument pentru ceea ce a salvat și cum a reușit să și sape, dar și să pună bazele primului muzeu de la Alba Iulia, care valorifică și ceea ce s-a săpat la Palatul Guvernatorului, a salvat în Partoș, în colonia Aurelia Apulensis, s-a făcut minuni, a făcut Cerni. Și deci el este cel care, într-adevăr, a făcut această săpătură amplă, urmată de publicare. Avem în Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia o machetă pe care Cerni a făcut-o în 1895, atunci a fost sărbătoarea mileniului pentru regatul maghiar, pentru creștinare și așa mai departe, la care a fost un concurs de machete în care a făcut în 3D, da? Deci a făcut o machetă cu planul construcțiilor pe care l-a găsit din Palatul Guvernatorului. Este, așa cum vă spuneam, și la ora actuală în expoziția permanentă a Muzeului Național al Unirii, merită văzut pentru că este exact un 3D făcut la vremea respectivă, de dați seama, 1895, de către acest vizionar, acest extraordinar arheolog, profesor, o personalitate absolut copleșitoare. Inclusiv el, din cauza că îl costa foarte mult fotografiatul, a făcut fotografii, noi avem o arhivă grozavă legată de aceste săpături, și pentru că era scump la vremea respectivă să faci cu un fotograf profesionist, s-a apucat și a învățat și a făcut fotografii. Și datorită lui Cerni avem o mulțime de fotografii care sunt legate de istoria orașului Alba Iulia, de monumentele orașului și așa mai departe. Deci este absolut fantastic. După care, în 1943, bun, Cerni nu și-a dat seama că el a descoperit Palatul Guvernatorului. La vremea respectivă, sigur că nici alții nu i-au sugerat că ar putea să fie, deși au fost găsite inscripții cu numele de guvernator sau cu ofițeri din staful lui care au pus
monumente votive pentru divinități, pentru Minerva, de exemplu, pentru Nemesis, pentru Epona, pentru divinitatea protectoare a cavaleriei și a cailor, să zicem. Dar nu și-a dat seama că, de fapt, este sediul guvernatorului și pentru că au fost foarte multe camere cu instalație de încălzire pe sub podea specifică romanilor și care corespundeau planul unor băi, s-a gândit că a găsit marile băi, marile terme de la Apollo, denumire cu care a intrat în literatura de specialitate și care a rămas așa. Ulterior, în 1943, într-o săpătură preventivă în fața liceului economic pe de-a lungul liniei ferate scurte Alba Iulia Slatna, Ioan Berciu, directorul, al doilea director al muzeului din Alba Iulia, a descoperit încă o mică parte din aceasta. A fost o săpătură mult mai de mai mică amploare, în jur de 500 de metri pătrați. După care, în 1962, când s-a construit actuala clădirea cea nouă din formă de L a liceului economic, a mai fost o săpătură preventivă de vreo 2 săptămâni în care Ioan Berciu și Alexandru Popa au mai dezvelit niște clădiri din Palatul Guvernatorului și cu o inscripție dedicată Minervei de către exceptores, o listă de 6 exceptores consulari, sunt un fel de secretari ai guvernatorului. Respectiv, în 2017, colegii Radu Ota și Anca Timofan au mai supravegheat o canalizare tot în zona liceului economic, iar în 2019 Ovidiu Oargă și cu Ancuța Matiș au mai făcut o săpătură preventivă la o casă de pe strada Muntenii numărul 11, chiar în imediata vecinătate a săpăturii lui Cerni. Deci acestea sunt punctele în care s-a făcut cercetare până la această săpătură din 1992 pe care am început-o. Pe atunci lucram la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, deci este primul meu șantier după absolvire, să spunem. Am absolvit în 1987 și din 1990 am lucrat la Muzeul Național al Unirii și aceasta a fost, de fapt, salvarea acestei bucăți din Palatul Guvernatorului, singura în care se cercetează și pot să vă spun că și din Imperiul Roman este singurul loc în care se mai cercetează și în care să sperăm că lucrurile vor avea o evoluție favorabilă după încheierea cercetării cu valorificarea istorico-turistică a acestui punct unicat din provincie și între puținele din Imperiu, care să fie într-adevăr un parc arheologic sau un centru de arheologie, de cultură, oricum, însă să nu fie abandonat și să nu fie acoperit, pentru că ar fi un mare păcat pentru oraș și pentru ceea ce ascunde pământul în acest sid absolut fabulos care a fost Apulumul în Antichitate. Pentru că mai avem undeva la 5 minute din emisiune, aș vrea să vă rog să ne spuneți cam ce tip de material arheologic este scos la lumină în urma săpăturilor pe care le derulați an de an, în afară de urmele care se pot vedea la sol, fundațiile vechiului palat al guvernatorului. Da. Ca de obicei, orice săpătură arheologică îți oferă niște surprize extraordinare care te fac să ai pentru ce să fii motivat să-ți continui cercetările, indiferent cât este de greu, indiferent cât este de subfinanțat, da? Indiferent de reacțiile autorităților locale care nu pun preț așa de mare pe valorificarea și acestor vestigii din orașul de jos. Am oportunitatea, ca să o mai spun încă o dată, că trebuie să ieșim din cetate, unde într-adevăr s-a făcut o treabă extraordinară prin valorificarea cetății Voban și a monumentelor din interior, că există niște ruine care se pot vizita și prin muzeul Principia și prin traseul celor 3 fortificații, da, deci este la Muzeicon, de asemenea s-au valorificat, dar ar fi foarte bine dacă
din obiectivele care s-au scos în ultimii ani în orașul de jos, vorbesc atât de Palatul Guvernatorului, cât și de cele două, trei deja construcții de tip domus, care au fost găsite de colegii de la Muzeul Național al Unirii, de o intrare, o posibilă poartă care să permită accesul către Palatul Guvernatorului, săpadă vis-a-vis de Villa Prețiosa. Deci sunt niște obiective care, pornind din cetate, ar putea să lărgească traseul turistic prin care Alba Iulia să fie și mai bine pusă în valoare a ceea ce a însemnat ea în antichitate. Deci a fost capitala politică, militară, economică chiar a Daciei Romane și lucrul ăsta trebuie să se vadă și prin aceste vestigii excepționale, care în ciuda suprapunerilor de locuire succesive, totuși sunt bine păstrate și ele se pot valorifica dacă este interes local, dacă aceste lucruri sunt puse în valoare. Pe rând, nu toate odată, dar să nu fie neglijate, abandonate, pentru că în momentul în care noi le-am scos din pământ și le lăsăm fără ca să le acoperim și fără să facem nimic ca să le punem în valoare, nu să le conservăm, restaurăm, atunci le-am condamnat definitiv la moarte. Deci ele sunt practic pierdute, se distrug din cauza intemperiilor și a neglijenței noastre. Așa, deci revenind la ce se descoperă, orice se descoperă, începând de la ceramică banală, da, deci din cea folosită în viața de fiecare zi, la un material tegular ștampilat, care atestă activitatea acestor trupe, Legiunea 13 a Gemina, pot să vă spun că sunt ștampile numai cu Legiunea 13 a Gemina, în diverse variante, dar sunt cu multe antroponime, cu numele comandanților trupei care făcea, ei aveau normă, care făceau loturi de astfel de materiale de construcție. Sunt 85 de nume atestate. Nu există nicăieri în Imperiu o astfel de bogăție de antroponim. Deci nume care ne vorbesc despre, nu, romanii care au fost în vremea respectivă la Apulum, trupele, de asemenea, ștampile ale trupelor guvernatorului, de asemenea, sunt pot să fie inscripții. Am găsit numai câteva fragmente, nu am găsit o inscripție, însă trebuie să ținem seama că mare parte din ceea ce am cercetat în jur de o suprafață de 60 pe 18 metri a fost excavată până la 2 metri și jumătate, așa s-a întâmplat în 1992. Acesta este un sit salvat, dar care a fost pe o porțiune mare, a fost foarte grav afectat de acțiunea de construire a fundațiilor unui bloc care trebuiau să fie pe terenul pe care la ora actuală se mai derulează săpături arheologice. Prin urmare, sigur că multe dintre pământul care a provenit de acolo a fost dus la centura orașului. Deci vestigiile și toate obiectele care au fost acolo în interiorul acestei suprafețe sunt acum la centura orașului. Arheologii viitorului probabil că vor fi uimiți să constate că Palatul Guvernatorului stătea până acolo, dar nu se întindea. E vorba numai de această distrugere. Și deci, monede, obiecte de sticlă de toate felurile, oase de animale, păsări și așa mai departe, deci care ne vorbesc despre dieta acestora, pot să fie bijuterii, pot să fie obiecte de os care sunt de la ace de cusut, ace de păr și așa mai departe, deci este o mare varietate de descoperiri. Inițial, sau în foarte multe cazuri, am făcut, cum se obișnuiește, ziua porților deschise, însă pe măsură ce finanțarea devine foarte subțire, în două săptămâni de campanie nu poți să nici să înaintezi foarte mult și nici nu poți să ai rezultate spectaculoase, în așa fel încât publicul să fie tot timpul în extaz că am descoperit chestii senzaționale. Sunt lucruri senzaționale pentru noi, dar dacă cercetarea nu se face cu fonduri mai substanțiale, în așa fel încât să se încheie și să se poată valorifica ceea ce s-a descoperit, atunci tot efortul este zadarnic, evident. Vă mulțumesc pentru informațiile împărtășite. Vă mărturisesc faptul că nu am reușit să
epuizez toate subiectele pe care mi-aș fi dorit să le Așa este. atingem. De multe ori Trece pățesc foarte lucrul repede, acesta. trece foarte repede timpul și chiar nici eu nu mi-am dat seama că am vorbit atât. Vă mulțumesc din suflet, deci iubesc acest sit și tot ce înseamnă Apulumul este un sit absolut fabulos. Trebuie să-l protejăm și să-l punem în valoare. E păcat să avem asemenea comoară și să nu arătăm că există. Vă Mulțumesc din mulțumim încă suflet o pentru dată și invitație. profit de ocazie. Nu am reușit să epuizăm subiectele de discuție, dar Da. profit de ocazie pentru a vă lansa încă de pe acum invitația ca în momentul în care veți reveni la Alba Iulia pentru săpătura sistematică să fiți alături de noi pentru a continua Sigur. această discuție și pentru a Sigur. o completa cu Alte noile informații și eu propun, informații o și să-și aduc și descoperiri. imagini și o să facem da? Să fie mai Perfect. ușor de vizualizat. Rămâne Da. stabilit. Vă mulțumim Mulțumesc mult încă de o tot. dată, le mulțumim și telespectatorilor pentru că au fost alături de noi ca de fiecare dată, iar până săptămâna viitoare îi invităm să nu uite faptul că un popor fără cultură este un popor ușor de manipulat. Toate cele bune, la revedere!